Un procuror acuză nereguli la Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara. După ce mai mulți oameni ai legii din județ au fost arestați în ultima perioadă sau sunt cercetați în diverse dosare, o nouă acuzație vine chiar de la un procuror DIICOT. Șefa Biroului Teritorial Hunedoara, Gina Cibian, spune că a fost încălcată grav legislația penală, chiar în cauza în care este cercetată sinuciderea fiicei sale. Procuroarea a înaintat un memoriu ministrului de interne și a cerut trimiterea corpului de control la Deva. Procurorul Gina Cibian a trăit anul trecut cea mai mare tragedie prin care poate trece o mamă. Singurul ei copil, o fată de 17 ani, s-a aruncat în gol și a ajuns în stare critică la spital. O echipă de polițiști de veni a ajuns la fața locului și s-a deschis dosar de cercetare penală. Procurorul DIICOT spune că a constatat abuzurile din partea unora dintre oamenii legii doar recent, după ce a primit o copie după dosarul penal instrumentat acum la Timișoara. Și-a dat seama că după tragedie, în timp ce era cu fata la spital, au apărut la ea acasă câțiva oameni ai legii, peste echipa de cercetare penală inițială, la ordinul unui adjunct al IPJ Hunedoara, lucru pe care îl consideră grav și care încalcă legislația. Mai mult, totul se întâmpla în timp ce ea era la urgență, unde fata ei agoniza între viață și moarte. Nu mă așteptam absolut deloc ca un comandant adjunct de poliție să dea asemenea dispoziții. Nu cred că este vorba de neglijență, imprudență și nici nu cred că este vorba de solicitudine pentru a fi ajutată doamna procuror Cibian. Se vede clar acest lucru pentru că, în mod repetitiv, li se atrage atenția de către organele de cercetare penală, criminaliștilor, mai precis inspectorului care a venit la fața locului din dispoziția adjunctului IPJ Hunedoara. În replică, adjunctul comandantului IPJ Hunedoara, comisarul șef Teodosiu Mugurel Viorel, susține că nu a încălcat legislația și că nu își amintește să fi dat vreo dispoziție ilegală. Comisarul șef spune că se procedează astfel în mai multe cazuri. Deci dumneavoastră susțineți că nu ați încălcat legea statutului polițiștilor prin imixtiunea... Nu, nu am făcut nicio imixtiune. Nu mi-aduc aminte să fi dat, nu am dat nicio dispoziție. În primul rând, nu am fost eu la fața locului. Ați dat o dispoziție în data de... Nu, e scrisă. Dispoziție scrisă, înregistrată în data de 29 mai pentru efectuare de muncă suplimentară. Aia e altceva. Pentru dispoziție, dar verbală, în baza unei dispoziții verbală și după aceea se face scrisă în acea zi. Bineînțeles că la toate cazurile care sunt mai grave sau care au impact mediu, care așa, dar cele care sunt grave, la fața locului se deplasează serviciul de criminalist, împreună cu șeful serviciului de investigații criminale. Și dispozițiile astea, dumneavoastră, susțineți că nu sunt contrare codului de procedură? Păi cum să fie un contrar? Păi, adică, și atunci eu ce sunt? Sunt... Ce sunt? Că, până la urmă, eu dacă mă duc la fața locului, oriunde m-aș duce, eu trebuie să mă duc pentru că sunt șeful. Dacă nu merge, atunci cine merge? Mai grav, procuroarea declară că a descoperit că, pe lângă prezența nejustificată, polițiștii nou sosiți ar fi încercat să convingă echipa de cercetare să preia diverse obiecte dubioase. Agenții de poliție din echipa de cercetare la fața locului au refuzat să preia anumite mijloace de probă, apreciind că deținerea acestora nu este interzisă de lege. Venit la fața locului, dintr-un așa numit cufăr, doi cabujori ar fi scos niște obiecte, un mărunțitor de tutun și un borcan. Agenții de poliție de la Poliția Municipiului Deva au constatat că acestea nu conțineau urme de substanță. Ca atare, au decis să nu le ridice de la fața locului. Și s-au retras de la locuința mea, coborând în fața blocului pentru a examina și a ridica alte urme papilare. La scurt timp, coboară criminalistul șef al județului Doica Bujor cu un plic despre care spunea că ar conține borcan cu urme vegetale și un grinder cu urme vegetale. Cert este că pe toată durata cercetării la fața locului a fost prezent soțul meu.
fostul soț, tatăl Georgiei, l-am întrebat dacă a văzut cine a găsit acel borcan, unde, dacă conținea urme vegetale, nu știa să-mi spună. Întrebări care au survenit acum, în luna ianuarie 2024, în acest an. Noi nu știam despre, nu aveam cunoștință despre neconformitățile, despre starea conflictuală în care s-a desfășurat această cercetare la fața locului și nici nu aveam cunoștință despre suspiciuni cu privire la loialitatea probelor trimise la dosarul cauzei ulterior de către criminalist. De cealaltă parte, adjunctul IPJ Hunedoara neagă toate acuzațiile. Problema asta, cum s-a ajuns sau ce s-a ajuns, sunt lucruri care nu trebuie făcute, adică să nu le faci în momentul în care se face cercetare la fața lui, nu se face altceva. Înțelegeți ce zic? Nu știu dacă dumneavoastră vreți să-mi induceți în ăla, că Dorica le-a luat și le-a spus acolo nu. Păi eu pot crede asta, da. Adică bănuiesc asta. Adică... Da. Se poate verifica treaba asta, că până la urmă organele de anchetă care poate să ne verifice inclusiv pe mine, pe Dorica sau pe oricare, poate să facă treaba asta. Auziți, sincer să fiu, nu am avut cunoștință, adică am avut cunoștință ca și minții, ulterior, la o perioadă de timp, că nu știu ce discuții au fost acolo la fața locului, că nu vreau să facă, că nu vreau să... Dar nu mi intră mie în atribuții, procurorul de caz care coordonează ei, toată lumea care e acolo și deci nu pot eu teodosiu să dispun, să văd care e treaba, ce s-a întâmplat acolo, nu înțeleg. Dacă doamna procurorii nemulțumită sau are ăsta, poate să facă sesizări la, sigur că da, peste tot. Gina Cibian este recunoscută în sistemul judiciar pentru profesionalismul ei, dar și caracterul integru. Are o carieră ireproșabilă, a lucrat ani de zile la parchetul de pe lângă judecătoria Deva, apoi a fost judecător, apoi s-a întors ca procuror, dar la parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. De la sfârșitul anului 2021 lucrează la biroul teritorial DICOT și a instrumentat cauze în care erau cercetați polițiști în toți acești ani. În perioada cuprinsă între sfârșitul anului 2016 până la sfârșitul anului 2021, în cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, am soluționat mai multe dosare în anchetă proprie, având ca obiect infracțiuni de mică corupție prin raportarea la agenți de poliție, și alte infracțiuni în legătură cu activitatea polițiștilor hunedoreni. Chiar relativ recent am avut o cauză cu o infracțiune de corupție asociată unei grupări de criminalitate organizată, fapt care a fost deja soluționată prin trimiterea dosarului în instanță. Polițistul în speță a fost arestat preventiv de către Tribunalul Hunedoara. Procurorul Gina Cibian spune că pe lângă surpriza neplăcută produsă de constatarea neregulilor în timpul cercetărilor, este impresionată de polițiștii din prima echipă de cercetare. Acești agenți au susținut cu tărie declarațiile inițiale și au explicat în rapoarte intervenția altor oameni ai legii. Nu am nimic de reproșat agenților de poliție din cadrul Poliției Municipiului Deva, care au dat dovadă de o verticalitate extremă, de o verticalitate care trebuie să caracterizeze toți ofițerii și toți agenții de poliție. Am fost plăcut surprinsă că în momentul în care li s-au cerut rapoarte să explice ce s-a întâmplat la cercetarea la fața locului, agenții de poliție, unul dintre ei chiar având o vechime relativ mică din câte am înțeles, în continuare, la 3 luni după momentul suicidului, au fost verticali, tranșanți și au explicat în mod clar că li s-a părut foarte dubioasă de-a dreptul intervenția. De ce credeți că vi se întâmplă toate astea? Nu înțeleg acest lucru, deci nu înțeleg de ce... mi se întâmplă toate aceste aspecte. În opinia mea, se încearcă să se ascundă cauzele care au precedat suicidului copilului meu.
Procurarea a trimis recent un memoriu ministrului de interne, Cătălin Predoiu, pentru a verifica ce se întâmplă la nivelul IPJ Hunedoara. M-am adresat ministrului de resort, ministrului afacerilor interne. Am toată încrederea că un jurist, în speță fostul avocat, domnul Predoiu, va trimite corpul de control exact așa cum a solicitat pentru a efectua o verificare obiectivă, concretă, a situației factuale privind momentele imediat următoare suicidului fiicei mele și a condițiilor în care s-a desfășurat cercetarea la fața locului. Este cinic, fetița mea agoniza între viață și moarte. În jumătate de oră, pantalonii de pijama de la stat un genunchi în spatele blocului și apoi la spital s-au degradat considerabil. Ne agățam de orice speranță în acel moment. În momentul în care am văzut rapoartele de constatare din dosarul penal, în momentul în care am observat inadvertențele din momentele imediat subsecvente suicidului, am considerat că orice rezervă și orice echilibru profesional trebuie să-și înceteze funcția și rolul și cu decența unui părinte îndurerat am spus că trebuie să mă adresez presei și să solicit prezența corpului de control al ministrului afacerilor interne.